Bună ziua, prieteni! Prieteni, facem acest vlog să vă anunțăm că în toată Strehaia este pană de curent. Ce drăguțel cu căciula! Uitați ce și-a cumpărat Alexuțul de la China Shop. Un bol pentru popcorn. Ce? Prieteni, de azi dimineață, de la ora 10, nu avem curent, nu avem apă, nu avem absolut nimic. Era de la 9, ora 9. Și sunt doar eu cu Alex acasă. Soacră mea e plecată cu treabă. Leonard a plecat pe la Cutunița, că a venit Nea Ionel, pușchiță. Și eu și cu Alex, uitați ce întâlnit. Eu și cu Alex stăm singurii acasă. Încărcăm și noi telefoanele care ne trebuie, care sună ursul și ăsta. Nu, nu faci așa, nu se topește. Doar un pic. Încărcăm telefoanele la mașină. Am dat o tură prin oraș ca să încărcăm telefoanele. Ce să facem? Așteptăm. Așa am anunțat. De ieri s-a anunțat că Strehaia... Eu v-am anunțat. Alex ne-a anunțat, a știut. Uite, iar filmez pe jos. Eu călătoresc în timp. Treci colo pe scaun. Mamă, ce frig e, nu am apă, să spăl vasele, n-am nimic. Am știut ce să se întâmple, eu călătoresc în timp. Ieri a venit azi. Să zic, mamă, și noi trebuie, nu. Și e un frig. Unde-i trepierul? Nu mai e. A fost trepierul. Să nu pot ci de camera cu picioare. Mi-a înghețat picioarele, nu le mai simt. În casă nu putem sta că e frig. Stăm la bucătărie, că avem focul făcut. Am făcut un mișu focul la carne, sus în pod. Am făcut de mâncare pentru Alex, pentru Leonardo. La Leonardo n-am mai mâncat, a plecat. Și acum așteptăm să vină curentul. Am înțeles că la ora 4 sau 5 o să vină curentul. Trebuie să primim și un buzor. Ce nașpa e fără curent? Dar în tot orașul să nu fie curent. Ne-am dus pe unde ne-am dus. Niciunde nu e curent. Bine, la China Shop au generatoare, în alea mari, la clas sau la doi pași la fel. De ce ești tu jos? De ce? Nu pune aia acolo. Nu e de plastic și se topește. Nu spun, nu țin uit acolo. Prieteni, mai înainte, dacă vă spun... Ninja! Așa. Mai încet, așa. Fulge, așa. Unul la nu știu cât. Acum nu mai. Când am fost mai devreme în oraș, am zis gata. Ninge. Stai, Eliza. Ce facem, Alex? Fără curent. Așteptăm. Păi eu nu prea mai am răbdare. La. Nici telefoanele nu mai merg rețeaua. A sunat ursul, abia am vorbit două vorbiri. Da. Așa e, prieten, cum zice patrona. Da. Așa zice, da? Da. Ce facem, Alex? Nu mai vine patrona acasă. Când vrea ea. Când vrea ea? Da. Mă, cum e bun ăsta. Cât de bune sunt în cutie aia, în bol. Nu mai pot să mă obiectați-mă și pe mine, ce față am de friguroasă.
M-am lipit de sobă și nu mai plec de aici până vine curentul. În casă e mai frig. Dar trebuie să faci un focul la patrona în cameroale. Și dacă nu vine curent, unde dormi? În casă. Ia, îți sună telefonul, ia vezi, poate o fi urs. O fi. Păi hai, dă-mi repede, răspunde. Da. E plictiseală, prieteni. Mare plictiseală, nici soacră mea nu e acasă. Nu e Denis. Denis e? Ce a zis? Parcă Alex știe cum vine curentul. Aha. Stai să stau și undeva, să pun telefonul. Cât e ceasul? Uite. Mai e un pic până la 4. Mai e cât mai e? 7 minute. Ceasul este... 3:53. 3:53? Și gândiți-vă că nu avem până de 10 minute. Uf. Ce plictiseală și nu l-aș am dat o dură cu Alex. Știi de până ce s-a încărcat am... telefonul. Știi de ce am răbdare? Și parcă e mort orașul. Eu știu de el. Tu acum ai aflat că... A zis Alex de el, dar nu l-am crezut. Eu de asta am răbdare, eu știu de el, mă așteptam. Da, cred că în seara asta prinde mai mult, că sigur ninge. Ninge. Și eu n-am sobă în cameră. Am pus-o. Tremur de frig. Și aici am bucătărie, a durat un pic până s-a încălzit. Am făcut lemne mai subțiri. Nemișul ăsta ce a stat cu noi aici. Am făcut din mâncare, am mâncat. Și a plecat la mama. Așteptăm să vină curentul. După aia ce facem la Alex? Mm-hmm. Eu mă apuc, spăl vasele. Eu mă la doctorul. Mergem să luăm pe Leonardo. Leonardo foarte bucuros că a venit Neionel, nașul. Nu știu ce i-a adus. S-a adus și a... Stățile, dar nu știu ce i-a adus. Dar cred că nu am plecat Neionel. Mai stăm și noi, mai stăm și mergem și noi să-l salutăm, da? Nu m-am dus că n-am zis să nu las casa singură dacă nu e nimeni acasă. Și am stat mai mult ca să am făcut focul la carne și să nu ia foc ceva pe acolo. Am grijă să nu... Când fac foc, trebuie să stea cineva acasă. Ah, uite. Uite. Stați, prieteni. Mm. Și-a luat un clopoțel. Mergi la colindat cu el? Da, dar trebuie să scot prețul de pe el. Scoate prețul. Să scot imediat. Și... Ce să vă mai zic, prieteni, că... Nu știu ce să vă mai zic. L-am scos! Nu mai am cuvinte. Gata, arată mai bine. Alex? Da, care e problema? Care e problema? Ai făcut și tu cu Leonardo o scrisoare pentru Moș Crăciun? Eu nu trebuie, pentru că eu nu cer. Eu aștept să văd ce mi-a făcut. Ah, aștepți așa? Nu mai interesează. Nu mai interesează. Am popcorn în gură, scuze. Ce să vă mai zic, prieteni? Ce să vă mai povestesc, mai bine zis. O iau cu patrona, o povestiri în fiecare noapte. Dar să știți că mă ușor la vlogurile alea când povestește. Hmm. Îmi place să aud așa povești la, mult. La povești cu lumina. Da, la povești cu lumina. Spune, cum a căzut? Cum a căzut? Prieten, cum a căzut bunicul acolo în șanță? Care bunicul? Bunicul eu. Cum a căzut cu tava? A, las că știu prietenii. Mi-a povestit și dată că prietenii noi nu știu. Păi ce să zic, era în ziua de Sfânta Marie, nu? Da. Așa. Și bunicul Leo a ieșit afară să-și ia ceva de mâncare. Și la întoarcere... Când și-a luat ceva de mâncare, nu și-a luat,
Am avut aici tot spart prin curte șanțurile alea și bunicul nu știu cum a făcut în așa fel și a căzut cu tot cu platou cu carne și avea el în. Poate nu se mai uita la picioare. Păi, poate. Pentru că avea dita mai tava. Nu știu că, că bunicul tot timpul... Cade. Da. Povestește și tu ceva, haide. Mm-hmm. Nu știu. Nu știu, zi tu ceva. Când erai tu micuț, zi tu melodia aia ta. Nu. Să știți nu că Alex când a fost mic dansa mai frumos ca Leonardo. El nu dansa pe manele și pe asta, Alex dansa. Pune videoclipul acum. Îl pui tu? Unde? Îl pui tu în colț după aia. Te ocupi tu? Da. Bine. Și cânta. Și era atât de frumos, drăguț. Avea un năsuc roșu. Zicea că e renul lui Moș Crăciun. Rudolf. Nu, prieteni. Hai să vă spun cu cine seamănă Alex. Cu cine? Cu Marcelino. Cine? Din desene animate. Marcelino. Ce? Știți, prietenii, desenele Marcelino? Nu. Tu nu le știi? Mm-mm. Vrei să ți le arăt să vezi că semeni exact ca el? Zici că ești tu. Cu bretonul ăla pe ochișori și cu năsucul ăla micuț. Nu se poate. Serios. Eu când eram mic credeam că seamănă cu Harry Potter. Nu. Nici o comparație. Tu seamănai cu Marcelino. Și aveai ochii așa frumoși, mari. Și acum ei frumoși. Am ochii chinezi acum. Nu, e frumoși. Da, nici nu mi-a zis toată lumea. Și da, la tine era. Așa mi-a zis. Am ochii chinezi. Cine ți-a zis? Da. Că-s Dana. Da, lumina la parcă era la... Nu, cine era? La atunci la zoo, în 2019. Aoleu, și ții tu minte de atunci? Da, și mi-a zis că am ochii chinezi. Serios? Da, cred că știu asta. Ia. E mai mult de drag mănâncă popcorn din cutia aia. Mhm, foarte bun. Foarte bun, nu? Mhm. Îmi dop gura. Mănâncă frumos. Ce ai? Pepe acum. Ai, mă. Ce facem atunci? Prieteni, revenim... După aia. După aia, vedem ce se mai întâmplă. Mai aflăm și noi de la vecini când vine curentul. Păi v-am zis eu. Aprindem focul la patroană în cameră, că dacă nu, n-avem unde să dormim. Cum adică? Așa bine. Păi cu cum dormim? Dormim aici în bucătărie, că înăuntru avem frig. Păi patroana dorme la în cameră. Păi dacă nu e patroana, dormim noi. Prieteni, revenim după aia. Prieteni, gata. A venit curentul la ora 5 fix. A zis Alexandru, l-am crezut. Așa că Alex era informat bine că la ora 5 fix o să vină curentul. Uitați pe din ce frumos arată instalațiile care a pus acum. Foarte frumoasă asta. Și mai am unul la geam la mine. Haideți să vă arăt și pe aia. În oraș a pus primarul, a făcut foarte, foarte frumos. Ce s-o bucură copiii când îi duc în oraș și văd. Uitați. Am să mai pun pe terasă acolo ceva, o ploaie de stele, ceva. Ceva, o instalație curgătoare în jos, așa. Pe asta o am aici de când a pus-o ursul, dar nu prea mai merge așa bine. Merge foarte, foarte încet. M-am lăsat aici, l-a pus-o el. Prieteni, atunci eu vă zic noapte bună și ne revedem mâine. Vă pup și vă iubesc, pa, pa!